Iubiți frați și surori, vă invit să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Voi citi din 1-a epistolă Apostolului Petru, capitolul 1, de la versetul 14. Și cuvântul Domnului spune astfel: ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați pe Tată, pe Cel care judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de vețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump a lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Amin. Să ocupăm locurile. Cu câteva săptămâni în urmă am ținut câteva predici pe care eu pe vremea aceea le-am botezat moralitate, probleme de moralitate contemporană. După ce am discutat, cred că despre băutură, despre minciună, despre o serie de păcate ale societății noastre contemporane, mi-am dat seama că trebuie să vorbesc despre niște lucruri foarte, foarte grave. În perioada aceea mi-am adus aminte de o povestioară foarte simpatică. Se zice că păstorul bisericii a vizitat o familie și cu cel mic a avut o discuție. Era încă la grădiniță și l-a întrebat uma ei câte ceva așa de pe la taică-to. Și copilul a zis: nu, nu știu ce vreți să spuneți. Păi zice: așa, când tata e plecat de acasă, îi cauți portofelul, iei câțiva dolari, îți cumperi înghețată. Și copilul a zis: nu, eu niciodată n-am făcut așa ceva, dar ideea nu era. Uneori avem teama aceasta că predicând despre anumite lucruri, putem să dăm idei la cei care încă sunt copii în credință. Și nu știu dacă ne ajută mare lucru să știm cât de rea e lumea în care noi trăim. Cred că ne-ar ajuta mult mai bine să ne ocupăm de noi înșine, de biserică, de noi care suntem copii al lui Dumnezeu. Și în seara aceasta am ales un subiect pe care nădăjduiesc să-l putem continua și cu alte ocazii, despre sfințenie. Știu că este un lucru astăzi în bisericile contemporane foarte nepopular. Încă de pe vremea lui Constantin, când a adus eliberarea creștinismului, să zic așa, și li s-a dat creștinilor autorizația să existe, nu? Până atunci au fost persecutați. În sânul bisericii au început să fie diferite curente care spuneau că nu are rost să fii sfânt și nici nu poți măcar să fii sfânt. Sfântul Augustin, cu urmea că mi se spune Sfântul Augustin, a avut chiar o teorie că nici nu putem să fim sfinți, nici nu se poate să fim sfinți, pentru că suntem născuți total depravați. Asta este, de fapt, prima teză a calvinismului de mai târziu, pentru că și Luther și apoi Calvin toți s-au inspirat din sorgintea aceasta de gândire a Sfântului Augustin. În Sfânta Scriptură găsim niște lucruri foarte interesante. Încă de pe paginile Sfintei Scripturi vorbește Biblia despre niște oameni care au răspândit o adevărată erezie în sânul creștinismului și ăștia se chemau Nicolaiți. Dacă citiți în Cartea Apocalipsei, de exemplu, veți găsi, vorbindu-se în capitolul 2, versetele 14 și 15, despre acești Nicolaiți care au adus în sânul bisericii creștine o învățătură care spunea Sfântul Ioan, care a scris Apocalipsa, că este de sorginte, de origine a lui Balaam, din învățăturile lui Balaam.
Ei bine, cine este acest Nicolae care a adus această erezie în sânul creștinismului? Vreau să vorbesc despre ea pentru că erezia asta continuă și astăzi. Ea este și astăzi în sânul creștinismului contemporan. Irineu, care a fost un scriitor, părinte al bisericii, a scris într-o lucrare a sa, el a trăit în 125-202 după Hristos, în cartea sa Împotriva ereziilor, el are o frază care spune așa: Nicolaiții sunt cei care îl urmează pe Nicolae, care a fost unul din cei 17 ordinați ca diacon de către apostoli. Ei trăiesc în gratificații sexuale neîngăduite, neîngrădite, în cartea 1, capitolul 6, secțiunea 3. Nicolae este un prozelit din Antiohia, a fost ordinat împreună cu alți 6 frați, nu diaconi, în Faptele Apostolilor, capitolul 6. Foarte curând după ordinarea sa, după ce a căpătat un prestigiu în sânul bisericii creștine, Nicolae a alunecat de la credința cea adevărată într-o erezie, practic predicând o doctrină proprie, care apoi a fost numită a Nicolaiților, provenită de la Nicolae. Și această doctrină, această rătăcire, practic este o reacție la legalismul iudaizatorilor. Ce se întâmplă? În perioada aceea călătoreau evrei încreștinați care veneau de la Ierusalim și mergeau în orașele unde începuseră biserici creștine și le spuneau tuturor: nu puteți să fiți buni creștini până nu vă faceți evrei prima dată. Trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să țineți legea mozaică și trebuie să vă feriți de toate mâncărurile astea pe care le mănâncă păgânii. Pentru că în doctrinele evreiești, păgânii aveau 3 păcate formidabile. Erau idolatri, se închinau la zei, erau necurați pentru că mâncau cu sânge și mâncau animale necurate și în al treilea rând erau curvari. Astea erau 3 învinovățări care se aduceau creștinilor dintre neamuri în perioada aceea, practic neamurilor. Și atunci, ca o reacție la acești iudaizatori care îndemnau pe oameni să se facă evrei, să se taie împrejur, să respecte legea, să respecte toate sărbătorile, a venit acest Nicolae care spune: nu mai trebuie să respectăm nimic, suntem creștini, suntem liberi total, nu? Este tipic această combatere a unei extreme cu cealaltă extremă. Când vrei să combați o extremă, poți să aluneci în extrema cealaltă. Dacă iudaizatorii predicau legalism, nicolaiții practică libertatea totală în Hristos. Nu de mult, imediat după Revoluție, în România au apărut niște biserici unde se predica libertate totală în Hristos. Și am avut niște prieteni care erau așa de dezdruncinați în credință când băieților au început să fumeze, au început să facă toate prostiile, pentru că era libertate totală în Hristos. Nu mai era nimic să te îngrădească. Acești iudaizatori, deci, practică legalismul și apoi vin nicolaiții care spun libertate totală în Hristos. Nu mai este nicio îngrădire pentru cei care sunt în Hristos. Astăzi nu este de mirare că trăim în mijlocul unui creștinism care crede în securitatea eternă. Nu? Nu mai poți să-ți pierzi mântuirea, indiferent ce faci. Și asta este una dintre rădăcinile a acestei învățături al nicolaiților care s-a perpetuat până astăzi. Învățătura aceasta nu cere niciun fel de schimbare în viața ta după ce te-ai întors la Hristos. Nu trebuie să schimbi obiceiurile, nici măcar îmbrăcămintea și cum arăți în exterior. Ei spun așa că sfințenia nu are absolut nicio importanță, pentru că ei trăind în vremea aceea, grecii spuneau că sufletul este bun, este pozitiv, iar corpul acesta nu folosește la nimica. De aceea sfințenia era o factură a sufletului care oricum era bun și nu are rost să te ocupi de ea. Biserica de astăzi a pierdut însă datorită standardelor de sfințenie exterioare pe care le-a redus aproape la zero, a pierdut sfințenia.
Odată cu sfințenia pierdem pocăința, botezul, botezul cu Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt. Se pare că totul pornește de la sfințenie. Sperăm că în alte ocazii vom discuta puțin despre mișcarea aceasta a sfințeniei, de unde a apărut și mișcarea pentecostală, pentru că noi ne-am născut din această mișcare a sfințeniei pe care au adus-o în America urmașii lui John Wesley. Aș vrea să discutăm foarte pe scurt ce este sfințenia, să vedem ce este sfințenia. O definiție foarte simplă se leagă de două cuvinte, unul evreiesc care înseamnă godeș și celălalt este în greacă hagiosune, care înseamnă retras, separat, pus deoparte. Înseamnă ceva pus deoparte, separat de tot ce este rău. 1 Petru, capitolul 1, versetul 15, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. A fi sfânt nu înseamnă doar să te retragi de la ceva, ci să te dedici altcuiva, la altceva, pentru altceva. Petru cheamă la o purtare sfântă. El îndeamnă la sfințenie în comportament, în purtare. Modelul și motivația sfințeniei este Dumnezeu, spune el. Dumnezeu este sfânt, de aceea și noi trebuie să fim sfinți, să trăim în sfințenie. Ba chiar în rugăciunea Tatăl nostru spunem, sfințească-se numele Tău, pentru că sfințenia lui Dumnezeu este modelul vieții noastre sfinte pe care trebuie să o urmăm. El, Dumnezeu este absolut separat și deasupra creației sale, la fel de separat de rău și de păcat. Dumnezeu este sfânt, este separat de tot ce este rău. Cuvântul lui Dumnezeu spune să urmărim sfințenia, să urmărim sfințenia. Ce înseamnă asta? Evrei, capitolul 12, versetul 14, spune, urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Observați, e o condiție absolut esențială să-L vedem pe Dumnezeu, este să urmărim pacea și sfințirea. Urmăriți înseamnă că direcția vieții noastre, scopul principal al vieții noastre, preocuparea fundamentală a creștinului este aceasta, să urmărim sfințenia. Sfințirea este în primul rând pozițională, depinde de poziția noastră în Hristos. Dumnezeu ne-a asigurat această sfințenie prin jertfa Lui de la cruce, ne este imputată nouă dacă vreți. Dar trebuie să avem o sfințenie experimentală, o viață sfântă care trebuie să o trăim acum, aici, în prezent, conform exemplului care ne l-a dat Hristos. E adevărat că urmează o sfințenie eternă în viitorul nostru. Viața veșnică este o viață în sfințenie permanentă în prezența lui Dumnezeu. Sfințenia este o problemă a creșterii și maturității noastre creștine. Nu ne câștigăm mântuirea prin comportamentul sfânt. Ăsta ar fi legalism. Cu cât te tunzi mai zero, cu cât te îmbraci mai umil, cu cât ești mai sfânt. Nu e adevărat absolut deloc. Sfințenia are de-a face cu interiorul nostru, care mai devreme sau mai târziu nu, se va vedea și în exterior, în modul în care noi ne purtăm și ne îmbrăcăm chiar. Mântuirea este prin credință în Iisus Hristos și jertfa sale de la cruce. Ea nu poate fi prin hainele noastre, prin comportamentul nostru sau prin realizările vieții noastre. Ignorând însă sfințenia personală, intrăm într-o neascultare voită și ne vom pierde mântuirea. Acum știu că trăim în mijlocul unor oameni care cred că nu mai pot să-și piardă mântuirea. Eu cred că ți-o poți pierde foarte ușor dacă nu trăiești o viață sfântă. Nu semeni cu Dumnezeu dacă nu ești sfânt. Trebuie să trăiești o viață sfântă. Duhul Sfânt ne dă putere să luptăm cu natura noastră păcătoasă. Iată ce spune Apostolul Pavel. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși
pe deplin și duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Tesaloniceni 5, 23. Observați că toate aceste trei etaje sau compartimente ale ființei noastre au nevoie de sfințire, au nevoie de sfințenie. Sfințenia ni le va păzi pentru ziua venirii Domnului. Domnul trebuie să ne găsească sfinți în toate aceste trei compartimente ale vieții noastre. În final, aș vrea să discut foarte pe scurt câteva principii ale unei vieți sfinte. În primul rând, sfințenie înseamnă două concepte: separare de păcat și dedicarea pentru împărăția lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni sunt gata să facă pe prima, să se separe de păcat, dar nu se dedică în întregime împărăției lui Dumnezeu. Iată ce spunea Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 17. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, de oamenii răi, păcătoși, în mijlocul căruia trăiești, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat. Și vă vor primi, eu voi fi tatăl și îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne aducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Sfințenia, viața sfântă, trebuie să ne ducem până la capăt. Principiul numărul 2, nu suntem mântuiți prin fapte, ci suntem mântuiți pentru fapte. Foarte mulți creștini de astăzi cred că ei sunt mântuiți prin faptele lor. Am fost chemat odată la o soră în vârstă, era înaintea morții și a început să mă întrebe: frate, cum o să fie acum, că uite, mă uit în viața mea și n-am fost prea de treabă și am început să-mi spun o serie de lucruri care nu au fost prea pozitive în viața ei și era disperată că se va întâlni cu Domnul. Și am zis: bun, soră, probabil că așa este, dar dumneavoastră crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele dumneavoastră? Da. N-ar fi cazul să te încrezi în El atunci când te vei întâlni cu Domnul? Spui: Doamne, e adevărat, nu am fost eu prea... Dar Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele. Noi suntem mântuiți nu prin faptele noastre, ci suntem mântuiți pentru a face fapte bune. Un om mântuit cu adevărat își exprimă viața aceasta prin acțiuni pozitive. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele, spune Pavel în Efeseni 2 cu 8 la 10. În al treilea rând, sfințenia nu este mijlocul de a câștiga mântuirea, ci rezultatul experimentării unei mântuiri autentice. Noi nu ne câștigăm mântuirea prin mijlocul acesta al sfințeniei, ci pentru că suntem mântuiți, ne purtăm ca oameni sfinți. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Pavel continuă la Tit, capitolul 3, versetul 5 la 8 și spune așa: adevărat este cuvântul acesta și vreau să spun apăsat acest lucru, pentru că cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni, spune Apostolul Pavel aici. Principiul numărul 4, Dumnezeu ne cere o mărturie exterioară a sfințeniei noastre interioare. Probabil că asta sună puțin mai greu de digerat. Dar iată ce spune Domnul Iisus în cuvintele Domnului nostru Iisus: voi sunteți lumina lumii.
O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Trebuie adăugat că o expunere exterioară a sfințeniei, fără prezența unei sfințenii adevărate în interior, nu duce decât la dispreț și la lipsă totală de valoare în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la inimă. Eu mă pot îmbrăca ca un călugăr devotat, eu știu, lui Dumnezeu, dar Dumnezeu se uită la inima mea. Manifestarea sfințeniei mele în interior, în exterior, fără acoperire în interiorul meu, nu folosește la nimeni și la nimic. Principiul numărul 5 este că Dumnezeu ne dăruiește dascări ai sfințeniei, a unei vieți sfinte și ne arată cum să trăim plăcuți înaintea Lui. Sursa supremă a învățăturii despre sfințenie este Sfânta Scriptură, de aceea trebuie să o citim permanent. De aceea trebuie să fim permanent în contact cu Cartea lui Dumnezeu. Orice standard de sfințenie trebuie să fie o afirmație specifică a Bibliei sau o aplicație practică a ei. Numărul 2. Dumnezeu ne-a dat lideri spirituali în biserică ca să ne ajute să aplicăm principiile Bibliei. Trăim într-o comunitate și comunitatea are standardele ei, bineînțeles, împrumutate din Scriptură, și frații ne ajută să ne menținem standardele de sfințenie în mijlocul lor. Și apoi Duhul Sfânt, în al treilea rând, ne învață prin călăuzire și mustrare și dascării aceștia trei trebuie să colucreze permanent pentru ca sfințenia noastră să fie un progres, să fie o creștere permanentă înaintea lui Dumnezeu. Numărul 6, principiul numărul 6, sunt trei standarde de sfințenie pe care Dumnezeu le cere fiecărui creștin matur. Trei standarde de sfințenie. Numărul 1, sunt standardele biblice. Porunci scripturale clare care trebuie să le respectăm. Și începând de la modul în care ne purtăm, modul în care ne îmbrăcăm, există principii biblice foarte clare despre aceste lucruri. Apoi există standardul bisericii. Acestea sunt standarde stabilite de liderii bisericii, de liderii spirituali, pentru a menține atmosfera de sfințenie a Bisericii lui Hristos. Aici fac o paranteză și țin minte că la un moment dat am creat un fel de regulament de ordine interioară în care era spus foarte clar, când ați trecut de linia asta de aici și ați urcat aici sus, ne reprezentați pe noi. Și pentru că ne reprezentați pe noi, avem niște pretenții la modul în care vă îmbrăcați. Pentru că nu te duci la bancă, de exemplu, să lucrezi cum vrei tu. Este un standard în care trebuie să te îmbraci după standardul băncii respective, pentru că tu reprezinți banca în fața clienților. La fel, când ai trecut de linia asta aici, ne reprezinți pe noi, pe toți, Biserica lui Hristos, și sunt niște norme. Și le-am scris foarte pe șleau toate astea. Despre fuste, despre transparențe, decolteuri și așa mai departe. Nu le-a plăcut unora. N-am pus problemă din punct de vedere moral, absolut deloc, dar am spus ne reprezentați pe noi și dacă ne reprezentați, astea sunt pretențele noastre. Cred că a fost destul de fair în modul în care am pus problema atunci. E bine, a venit cineva să cânte o cântare, ceea ce m-a supărat foarte tare, este că avea o rochie extrem de scurtă, foarte, foarte scurtă, și era o femeie măritată, dar avea un batic foarte mare. Și atunci, la terminarea serviciului, am recomandat la soră să mai taie din baticul ăla și să pună la fustă, că ar fi mai nimerit pentru noi toți modul în care se prezintă. Bineînțeles, au sărit în aer, au făcut un scandal mare, s-au mutat la altă biserică și am auzit că acolo nu mai cântă niciodată. S-o fi dus și acolo așa. Dar există și standarde personale.
standarde biblice ale bisericii, dar și standarde personale. Aceste standarde se nasc din călăuzirea Duhului Sfânt în viața mea, a individului. Poate că sunt unice pentru fiecare creștin, nu? Ele țin de acea relație intimă pe care Dumnezeu o are cu tine. Și Duhul Sfânt îți spune, nu mai purta haina aia, nu te mai duce acolo, vezi grijă cum vorbești, ai grijă cum vorbești. Păstrează-ți sfințenia personală în relațiile astea, vezi că ai niște prieteni care nu discută lucruri prea duhovnicești la pescuit. Și atunci îți stabilești, în funcție de călăuzirea Duhului Sfânt, niște standarde personale. Ultima afirmație, înainte de a încheia, deoarece principiile sfințeniei au mai mult de a face cu creația decât cu cultura, cuvântul Domnului ne prezintă standardele de sfințenie diferite pentru bărbați și pentru femei. Și vom avea două lecții foarte diferite, una sfințenia bărbaților și una sfințenia femeilor. Și vom discuta niște lucruri care mă tem că ne vor șoca pe mulți dintre noi. Dumnezeu l-a creat pe bărbați și pe femeie în mod diferit. De aceea, standardele exterioare de sfințenie sunt și ele diferite. Ele nu țin de cultură, țin de creație. Bărbații care sunt provocați vizual, nu? Când se uită la o femeie, ei pot să o poftească și au și comis adulter, cum spune Sfânta Scriptură. De aceea, standardele pentru bărbați sunt diferite cât privește viața femeilor. Vreau să închei cu o afirmație. Augustin, acest sfânt Augustin, care s-a străduit să lămurească biserica, că nu putem să fim sfinți absolut deloc, că suntem toți corupți și născuți în păcat. De fapt, el a avut o discuție foarte mare cu Pelagius, pe care a reușit pe urmă să-l declare eretic. Acest Pelagius a fost un călugăr englez care a venit la Roma și a văzut creștinii din Roma cum se purtau, cum vorbeau, a văzut imoralitatea creștinilor din Roma și s-a îngrozit și a început să predice împotriva lor. Și Sfântul Augustin s-a supărat că ăsta i-a certat enoriașii și a elaborat o teorie întreagă că nu putem să fim sfinți. Și una dintre afirmațiile lui Augustin a fost aceasta, zice, sfințenia nu este să-L iubești pe Iisus și să faci ce vrei. Nu, el spunea, dacă vrei să fii sfânt, iubește-L pe Iisus și fă ce vrei. Iubește-L pe Hristos și fă ce vrei pe urmă. Wow! Iată că a venit Peter Wagner, un creștin și un scriitor contemporan, care zice așa, sfințenia nu este să-L iubești pe Iisus și să faci ce vrei. Sfințenia este să-L iubești pe Dumnezeu și să faci ce vrea El. Nu este suficient să-L iubești pe Dumnezeu să faci ce vrei. Trebuie să-L iubești pe Dumnezeu și să faci ce vrea Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat. Și dacă vrem să fim sfinți, atunci trebuie să facem ceea ce Dumnezeu ne cere. Și Domnul să ne ajute să fim sfinți în toată purtarea noastră și în toate cuvintele noastre. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să ne rugăm Domnului în această seară și să spunem, Doamne, ajută-ne să fim sfinți. Lasă-L pe Duhul Tău cel Sfânt să ne reveleze acele domenii din viața noastră în care avem de lucrat. Și ajută-ne să trăim o viață sfântă, să ne rugăm cu toții.